Câteva zile la mare sau nici măcar atât. Așa au răspuns câmpinenii întrebați despre modul în care își petrec concediul anul acesta. Față de anii trecuți, când oamenii reușeau în general să meargă acolo unde își propuneau, anul acesta, din cauza lipsei banilor, cei mai mulți dintre ei fie vor merge câteva zile la munte sau la mare, fie vor rămâne acasă. Ați fost în concediu vara asta? Nu. Mergeți undeva? Nu știm deocamdată. De ce? Nu v-ați făcut planuri? Cu banii, cu criza asta. Nu aveți bani. Copiii vor multe. Unde v-ați fi dorit să duceți copiii anul ăsta? La mare. La mare, ca acolo, da. Anii trecuți, unde ați petrecut concediu? La mare. La Eforie Nord. Și e din ce în ce mai greu? Da. Foarte greu. Ați fost în concediu anul ăsta? Da. Unde ați fost? La mama. A fost frumos? Foarte frumos. Vreți să mai mergeți undeva? Nu. V-ați fi dorit să mergeți în altă parte și nu ați avut posibilitate? Da, dar nu. Sunteți mulțumită atunci? Sunt foarte mulțumită. Deci, Mamaia a fost super anul ăsta și plaja și... Banii au fost suficienți? Sau? Suficient, foarte suficient, pentru că am fost cu bilet. Deci, foarte frumos a fost. Nu. Urmează să mergi? Nu știu. Nu știi? Păi nu, ți-ai făcut încă planuri? Nu. De ce? Nu sunt bani? Da. Și nu mai plâne nimeni cu părinții sau cu gata de prieteni? Încă. Și rămâi în câmpina toată vara? Nu știu. La munte, nu știu. La munte câteva zile. Da. Nu, asta, nu că sunt în vârstă. Nu am, pentru că am alte obligații anul acesta. Știți? Am un copil care face nuntă. Și atunci trebuie neapărat să strângem un pic ureaua. Unde v-ați fi dorit să mergeți? Să știți că de dorit am fost în Grecia și m-aș duce înapoi. Anul viitor? Da, anul viitor, da. M-aș duce înapoi pentru că Marea Egee e altfel față de Marea Neagră.